Ok, hei, sunt Tequila și bine v-am găsit la un Q&A. Tocmai am aflat că am luat acum. 2012 clips hit different. Ce vremuri. I miss familia Șucărime and her too. Ok, hei, sunt Tequila. Astăzi, I miss the videos with frații Petardă. Frații Praștie. Frații Praștie. Frații Praștie. Frații Petardă. Frații Petardă. Nu am mai avut acces la internet de un an jumate. Cine ești tu și unde e Tequila? Mi-e dor de vechea Bia. 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 Niciodată în lumea asta să nu-mi spui Bia! Am traume din școala generală, gen... Pur și simplu, nu suport. Deja jumătate din comentariile mele de pe YouTube sunt un compliment urmat de Bia. E ca și cum ca-n el de compliment, efectiv. Deci mai bine nu mai faci. Membrii canalului fac asta intenționat că știu că nu suport, că știu ei. Știu ei inside-uri, uite, de asta nu vreau să vă spun inside-uri. Dar este Bie, da? Bie. Continuăm. Ce te-ai schimbat? Da, păi... M-am apucat de YouTube la 14 ani, acum am 24. Și încă fac asta pentru că iubesc asta din suflet. Și e normal ca în atâția ani de postat săptămânal. Săptămânal. Să vedeți că mă schimb constant. De fapt, nu știu ce i-a uimit așa tare pe unii care mă urmăresc. Eu de-a lungul timpului mi-am schimbat look-ul de 15.000 de ori. Am avut freza aia pe care o știți cu toții. Am avut codițe pletite. Pletite. Am păr portocaliu, papagal, dreaduri groase, dreaduri cu breton, dreaduri subțiri, space buns. M-am tuns, m-am vopsit din nou. Mi-am lăsat părul să crească puțin și acum m-am luat flama să-mi las bretonul lung și cărare pe mijloc să văd cum îmi stă. Ca să fac asta trebuie să aștept să-mi crească. Nu bag mâna în foc să-mi placă, dar vreau să încerc și trebuie să aștept să-mi crească. Dacă nu-mi place, îl retez în 3 secunde și avem din nou breton drept. Dacă mă satur de păr normal, îmi fac dreaduri. But let me be! Dar acum, ca să vedeți că eu vă iubesc mult de tot și știți asta, am să vă demonstrez că țin cont de ceea ce vă doriți, așa că o să vă dedic episodul ăsta vouă. Luați-l! De dragul nostalgiei copilăriei. Da, prieteni, azi sunt Tequila, cea de la 14 ani. Cum? Păi o să mă duc în Craiova și am să fac tot ce-mi stă în putință să arăt ca atunci. Deci facem o transformare și reproduc exact primul meu episod. Hai să mergem! Gata, prieteni, am ajuns în Craiova. Înainte să începem transformarea, vă zic că trebuie să facem și noi suma aia de 2 milioane de abonați. Dar n-am să vă rog să vă abonați. Am să vă rog exact ca la începutul videoului să lăsați un comentariu cu ce vreți să fac, ce tâmpenie, ce chestie, ce concept aveți în cap pentru 2 milioane de abonați. Iar eu am să-l aleg pe cel mai tare și am să mă supun. Așa că până atunci, nu vă rog să vă abonați, nu-mi pasă, vedeți episoadele cum vreți, voi dați like dacă vreți. E obligatoriu. Când vom alege tâmpenia, va fi obligatoriu. Trebuie să o facem. Trebuie să ne strângem. Trebuie să ne strângem 2 milioane de gărgăuni pentru că suntem în camera în care a început nebunia, până la urmă, nostalgie la maxim. Știți și voi, la 1 milion de abonați v-am promis că o să sar cu parașuta. Și am sărit. Bine, la 2-3 ani mai târziu, dar am sărit. Nu știam că facem atât de repede. Să revenim la oile noastre cum o citez acum pe învățătoarea mea din 1-4. Asta e, prieteni, camera mea, camera în care am început canalul ăsta, camera în care mi-am descoperit pasiunea și camera în care eu v-am cunoscut pe voi și voi pe mine. Este puțin diferită, logic, pentru că au trecut totuși renovări peste an, 9 ani de zile, dar dulapul ăsta e fix același. Ceea ce e un lucru foarte bun pentru că face parte din fundalul primului video. Dar cel mai bine ca să reproducem perfect, ca să vedem de ce mai avem nevoie să facem rost și ce trebuie să eliminăm și mai ales cum trebuie să-mi fac eu transformarea ca să arăt ca atunci, să vorbesc ca atunci și să editez ca atunci, hai să vedem video-ul. Vai, dar fac și review la el și mă cringez foarte tare, dar pot să am o explicație pentru că e aceeași persoană acum. Am vrut să fac gen un fel de cadru rapid cu pregătirea pentru episod în care am mimat că mă grăbesc să pregătesc episodul și să pun toate chestiile astea. Vocea mea este una care ascunde foarte multe emoții, iar accentul este influențat de... o purtare haotică a unui aparat dentar mobil pe care l-am strâns prea mult și vorbeam cu S și puțin mai... E un amalgam de lucruri care îmi făcea vocea să arate așa. Hey, eu sunt Tequila. Am 14 ani jumate. M-am născut pe 28 iulie. Am purtat aparat
arată. Am ochii albaștri. Am pistrui. Am arătat, am ochii albaștri ca o psihopată, pentru că gen credeam că o să fac un close-up sau ceva, dar nu prea avea opțiunea să... Editorul în care lucram eu, Videopad 2.5.15.0, nu știu ce, pirata de pe nu știu unde. Așa că doar am făcut ochii mari și am lăsat ochii albaștri. Doamne, cât de greu o să fie, nu mă așteptam la așa ceva. E plin de desene pe pereți. E o poză cu un laptop. Deci îți dai seama ce îmi doream, frate? Îmi doream una 8-a un laptop ca să lucrez și mi l-am pus pe perete. Eu știam cum funcționează legea atracției înainte să știu despre legea atracției. Then I did this. Pur și simplu manifestam. Că așa credeam eu că trebuie și n-am auzit nicăieri niciodată despre asta. Am citit cărți întregi după despre asta. Am vrut să scriu înainte să le citesc, pentru că a funcționat la mine fără să știu despre asta, efectiv, doar imaginează. Ok, deci prima dată hai să dăm un check. Avem nevoie de desene pe pereți. Tabloul cu mine. Șoricelul agățat. O fi în pod? Aveam părul culoarea naturală, la care vreau să ajung acum, băgam iași piciorul, că eu așa vreau să mă fac. Și ce să fac, să aștept să-mi crească părul culoarea mea naturală sau să mă decolorez să ajung la culoarea mea naturală? Păr natural, ginger. Cameșă, carouri, roz negru. Pentru că eram Avril Lavigne rock. Lănțișor. Lănțișor cu ață. Eu. În afară de astea... nu sunt machiată! Trebuie să mă demachiez, ok. Păi da, dar ce facem cu nasul și buzele? Poți să-mi faci nasul mai mare? Iris or iris. Și poți să-mi efectiv distrugi sprâncenele? Să începem. Gata, prieteni, după lungi căutări de Xerox și de perucă, e deja a doua zi. Pentru că noi ne-am gândit să facem asta într-un weekend, când totul e închis, dar am reușit să găsim un Xerox ca să ne scoată și nouă cum trebuie foile. Am găsit și o perucă cea mai aproape de nuanța mea de atunci. Hai să-i dăm. Scoatem asta pentru că nu a fost până acum aici. Scoatem boxa asta, o să fie cam greu că e... ok, agățată. V-am la revedere. Îl dăm pe Franklin la o parte. Treaba asta nu-mi place deloc. A plonjat în apă, mă. Bun, suntem și mai aproape. Aici era poza cu mine de la 3 ani. Deci dăm frumos asta la o parte cu citate motivaționale. Mami! Vreau și o poza cu mine de la 3 ani. Mă urăște. Mă iubește, da? E greu. Ia, uitați-vă, vă rog eu frumos. Mi-e greu rău. Aseară, în timp ce căutam disperați un Xerox să scoatem desenele, pozele, l-am rugat pe tata să intre în pod și a intrat și ce credeți că a găsit, prieteni? Avem șoricelul care stătea cu fundul la voi încă de la începuturi. E foarte nostalgic momentul ăsta, mi s-a făcut pielea de găină. O să-l agățăm frumos exact unde este locul. Hai că începe să prindă culoare! Deci în cadru se vedea doar jumătate, un sfert din tabloul ăsta, deci cam atât. Ia uite. Frumos îi șade, mă, mamă, mă, frumos îi șade. Bam. Good? Următoarele sunt în linie dreaptă. După aceea este Forever Alone. Wow, nu e adevărat, nu pot să cred. Următorul pas în reproducerea primului meu video este transformarea mea. Let's go! Uite că mie mi se vedea gâtul aici, să mă dezbrac. Aveam mânești 3 sferturi acolo, așa că o să le sumete un pic pe astea. Trebuie să-mi pun ceva la gât. Așa mă, frate, ne trebuie un lănțișor pentru că aveam ceva cu ață la gât. Dar folosim pe ăsta cu o inițială cu B de la Bombardier. Trebuie să îmi subțiesc prâncenele. Mărez nasul un pic, că na. Și trebuie să acoperim tatuajele. Nu, deci este fascinant, nu pot să cred așa ceva. Uitați-vă la sprâncenele mele, sunt efectiv ca atunci, ca la 14 ani. Gata, s-a trecut la tatuaje. Hai mă că iese, zici că e reclamă din aia la fond de timp super bun. Și acum rămâne chiar ultimul amănunt, peruca. Între timp, big shout out pentru fata de unde am reușit să găsim peruca în Craiova, pentru că am căutat disperate până seara târziu. Deci vă las Instagram-ul ei în descriere, mulțumim din suflet. Hai că suntem și mai aproape și mai aproape. Eu nu se cred așa ceva.
Wow, ok. Ok, captez mai mult din cadru pentru că eu am filmat la început cu prima mea cameră Fujifilm, care filma așa. Că na, era rezoluția. Transformăm și sunetul, care era așa, pentru că nu aveam microfon atunci, deci facem totul să fie ca la carte. Și gata, guys, ăsta este 50 de lucruri despre mine, remake în 2021. Enjoy! Ok, hey. Eu sunt Tequila. Am 14 ani jumate. M-am născut pe 28 iulie. Am purtat aparat dentar 2 ani. Nu m-am vopsit niciodată. Am ochii albaștri. Apistrui. De mult m-am dat și pe skate. Link-ul în descriere. El e Thomas. Locuiesc în Craiova. Desenez. Unde eram? Mă panichez foarte repede la examene, teste, teze. Obsesia copilăriei mele a fost Naruto. Pe el îl iubesc. Dar și pe el. Camera cu care filmez. Iubesc pisicile. Culoarea mea preferată este turcoaz. Urăsc timeline-ul de pe Facebook. Ananasul. Am 1,55 m. Știu că nu sunt 50 de chestii. Și K. Bye. 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 K. Bye. 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 K. Bye. Și ăsta a fost, guys, episodul de azi. Așa arată nostalgia, prieteni, iar ăsta este K-Bio-ul cu numărul 328 aproximativ, pentru că sunt aproximativ 328 de episoade pe acest canal. De 9 ani de când ne cunoaștem, mă înclin. Vă mulțumesc că ați văzut acest episod și vă mulțumesc că sunteți. Și da, guys, acesta a fost episodul de azi. Sper din suflet că v-a plăcut. Eu m-am emoționat foarte, foarte tare. Nu uitați să dați marele like dacă v-a plăcut. Abonați-vă! Abonați-vă cu clopoțel ca să fiți notificați de câte ori postez. Iar noi ne vedem cu următorul episod. Ok. Bye! Vezi trendul. Nu te atingi că Santi Cariana ce mai zici. Not cool. Ești scris să cazi în cap după tequila combinat cu Jack și rom, pune și tequila pentru multe grade. Levităm, toți în echilibru până primul cade. Jack și rom, pune și tequila pentru multe grade.